PDL susține că afișele electorale au fost date jos la ordinul primarului sectorului 2, Neculai Onțanu, candidat pentru un nou mandat. O desfășurare extraordinară de forțe. Ne-au dat cu tonfele, au folosit spray-uri. Nu se poate așa ceva, e feuda lui. Asistați pasiv și așteptați decât să venim noi să vă informăm, ca să vă autosizizați, ca împreună să mergem la poliție. Uitați autorizație. Tu jumătate de oră te văd acolo cu poliția comunitară lângă. Mi-a arătat pistolul. Uite, umpli cu pistolul, mă impresionezi? Cine să stau genunchi de frică de tine? În replică, primarul Neculai Onțeanu susține că afișele au fost date jos pentru că fusese reinstalate fără autorizație. Mai mult, un comunicat al primăriei susține că simpatizanții PDL i-au agresat pe angajații ADP și au stropit cu vopsea afișele altor partide, dar și mașini parcate. Scandalul s-a terminat cu o sesizare la poliție împotriva echipelor PDL. Întâmplător sau nu, peste doar câteva ore, PSD a fost somat de Primăria Generală a Capitalei să-și ridice corturile din oraș, pentru că n-au toate aprobările. Aceasta este somația pentru un nou aviz pentru organizarea de adunări publice. Ori v-am spus, aici nu sunt adunări publice. Este absurd, este aberant să consider că sunt adunări publice. Asta numai să ne ducem la Primăria Capitalei, care probabil acest aviz mi l-ar fi dat după terminarea campaniei electorale. Din păcate a fost antrenat aici Primăria Capitalei și de asemenea Poliția Comunitară de la Capitală. Nu e în regulă ca să antreneze instituțiile statului pentru a rezolva probleme politice ale PDL-ului într-un sector sau altul. Până acum, oficialii Primăriei Generale n-au putut fi contactați pentru a da o replică. Socialdemocrații spun că vor face plângere penală împotriva Primăriei Generale.